Potrivit meteorologilor, iarna își va intra în drepturi. În intervalul 12-13 decembrie, temporar vor fi precipitații îndeosebi în centrul, sudul și estul țării, la început mixte, apoi mai ales sub formă de nisoare, iar la munte va ninge. Local se va depune strat de zăpadă mai consistent în zona montană. Vor fi intervale de timp în care vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor. La munte, mai ales la altitudini mari, rafalele vor depăși 80-90 de kilometri pe oră și va fi viscol. În Moldova, Dobrogea și Muntenia, local vântul va depăși la rafală 50-60 de kilometri pe oră, viscolind trecător nisoarea. Și în zilele următoare, vremea se va răci accentuat, vor predomina temperaturile negative, iar în noaptea de marți spre miercuri va fi ger, respectiv temperaturi minime sub -10 grade, în nord-estul, centrul țării, local în sud și pe arii mai restrânse în rest.